Cete de colindători din municipiul Giurgiu, dar și din întreg județul, au venit ieri și astăzi la centrul eparhial pentru a-l colinda pe preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Iarcul i-a întâmpinat pe colindători și ne-a adresat un cuvânt de binecuvântare, iar apoi i-a fericitat pentru cântările frumoase pe care le-au interpretat. Preasfințitul părinte, episcop Ambrozi a primit în aceste zile mai multe cete de colindători. Ierarhul i-a felicitat pentru păstrarea datinilor străbune și i-a răsplătit cu daruri. În aceste zile, de dinaintea slăvitului praznic al nașterii Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Părinți consilieri, ostenitori la centrul eparhial al Episcopiei Giurgiului, în frunte cu preasinția sa, preasințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a avut marea bucurie să întâmpine la sediul Episcopiei noastre cete de colindători din cumprinsul parohiilor din județul Giurgiu. Preasinția sa le-a vorbit colindătorilor despre importanța nașterii Domnului nostru Isus Hristos în viața credincioșilor, i-a binecuvântat și le-a oferit daruri. Printre colindători s-au numărat și preșcolari de la grădinița Albă ca Zăpada din municipiul Giurgiu. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am venit să colindăm la episcopia municipiului. Ne bucurăm că am fost întâmpinați cu mult drag, am primit daruri foarte frumoase, dulciuri și multe jucării și cu acest moment vă rog să-mi permite să urez punctul de vedere al doamnei manager al unității noastre, doamna Cristina Măroiu, al meu personal, precum și a întregului colectiv din unitatea noastră, gânduri bune, sănătate, înțelepciune, pace și liniște. În aceste zile, colindătorii vestesc nașterea Domnului la centrul eparhial din Giurgiu, dar și în cadrul concertelor care au loc în municipiu.